Revenim la acest meci. Iată rezultatele altele din Europa League. Celtic, Leipzig, 1-2 la pauză. FC Botoșani, Anderlecht, 0-2. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, 0-2. Girondins de Bordeaux cu Slavia Praga, 0-1. Leverkusen, Dudac, 2-0 la pauză. Real Betis, Olympiacos, 1-2. Roseburg, 1 cu Salzburg, 1-2. Spal cu Zurich, 1-0. Sporting cu Rechen Fotbal, 2-0. Wegen cu Feken, 0-0. Și Augsburg cu Arsenal, 1-2. Câteva secvențe din prima repriză până la legătura cu stadionul. Iată, am revenit pe stadion. S-a produs o schimbare în echipa lui Crystal. Camora. Deac. Pierde Deac în fața Wickeman. Recuperează Burka. Paolo Vicinius. Paolo Vicinius până Aurelio. Aurelio pasă pentru Țucudean. Iată-l pe Țucudean la cursul care intră în careu. Țucudean, Șutuvian, apără portarul Quinta. Minutul 47 al acestei partide, ratare al lui Țucudean. Lovitură de colț, de la colțul din dreapta, execută Păun. Aurelio ratează intercepția, Paolo Vicinius recuperează Aiu trece, se apropie de centru pe partea dreaptă, direcția de atac al echipei îl întâmpină Camora out afară. Cei de la Crystal în atac se apropie de care și aici pe ce nu se întrează. Iese foarte bine Ascausca, Aurelio cade în careu și fault în atac. George Țucudean, două goluri în această partidă. Arscaug execută această lovitură scurtă până la Paolo Vicinius. Paolo Vicinius pasă până la Camora. Camora pasă pentru Păun. Păun înaintează cu mingea la balon. Pasă pentru Țucudean, apără din nou Cuita. Dar a fost offside. Repune Cuita. Într-un 52 Crystal CFR 0-3. Burcă Paolo Vicinius. Paolo Vicinius pentru Djorkovic. Djorkovic schimbă partea pe Deac. Deac pasă pentru Aurelio. Aurelio pasă pentru Deac. Deac nu pasă pentru Țucudean. Țucudean pasă pentru Omrani. Omrani centrează, Deac și gol, înscrie Deac. Offside din nou. Schimbare în echipa CFR Cluj. Iese Țucudean și intră Andronic.
have elected to go to the bench at this stage of the game. Minutul 55. Repune Cuita.